Mormântul lui e gol, e viu, e viu, în via
Hristos a înviat! Slăvit să fie Domnul! El nu a înviat numai în Ierusalim, El a înviat și în inimile noastre și pentru aceasta spunem lăudat să fie Domnul! Lumea creștină sărbătorește învierea Domnului Hristos cu multă bucurie, speranță și nădejde. Dacă la întruparea Domnului Hristos, întruparea sa a împărțit lumea, istoria lumii în două, înainte de Hristos și după Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos a schimbat destinul omenirii și destinul lumii, a oamenilor. Cu Hristos o veșnicie, cei care cred în El, sau fără Hristos o veșnicie, cei care nu cred în El. Toți cei care cred că Iisus Hristos a înviat din morți,
Biblia ne asigură și ne spune că ne va învia și pe noi atunci când El va veni pe norii cerului. Slăviți să fie Domnul! Și sigur că cei care vor învia vor avea un destin fericit și binecuvântat. Dumnezeu să fie lăudat și îi mulțumim lui Dumnezeu că prin Duhul Său cel Sfânt, a treia zi după ce Domnul Hristos și-a dat viața pentru ca să ne răscumpere pe noi cei prezenți și nu numai pe noi, pe toți cei care au crezut în El de mai bine de 2000 de ani și până astăzi, și pe toți cei care vor crede în Fiul lui Dumnezeu, sigur că este o mare sărbătoare. Aș dori din toată inima să-mi dați voie să vă felicit și să vă urez un Paște fericit, o sărbătoare a Învierii Domnului Hristos fericită, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, copiii, rudeniile și întreaga frățietate de aici și de pretutindeni. Domnul să fie lăudat! Iubiților, aș dori din toată inima să puneți pe cele trei scrinuri versetul 3 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Este versetul de aur care Duhul Sfânt m-a îndemnat să-l aleg pentru luna aprilie și acest verset vorbește despre patimile, despre arătările, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. O să-l rostim cu toții după ce îl vom rosti cu toții împreună. Ne vom ruga împreună, rostind rugăciunea Tatăl nostru și în finalul rugăciunii Tatăl nostru o să-l rugăm pe fratele Traian Țicărat să vină la acest microfon și să binecuvinteze cuvântul său, să binecuvinteze întreaga adunare și lucrarea care nouă ne stă în față. Acum, dar, ne uităm la versetul 3 din Fapte, capitolul 1, l-avem pe cele trei scrinuri și cu toată adunarea rostim acest cuvânt. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrările privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Plecăm capetele și cu toții rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești din cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Aleluia. O, Doamne, Te binecuvântăm pe Tine și Te lăudăm. Aleluia. Pentru harul și îndurarea și dragostea Ta minunată. Ne-ai privit din slavă. Ne-ai văzut că suntem oameni pribești și călători pe pământ. Ne-ai văzut toate neputințele noastre. O, Doamne, și ne-ai văzut unde zăceam departe de Tine. Atunci Tu ai hotărât, o, Doamne, ca să-ți dai viața pentru noi, ca să ne răscumperi, ca să ne ridici din mocirile fără de legilor și al păcatului, să ne ridici, Doamne, pe stânca minunată și noi să avem parte în împărăția Ta. În această dimineață venim să binecuvântăm, o, Doamne, prezența Ta. Amen. Venim să binecuvântăm numele Tău minunat. Amen. Binecuvântăm moartea și învierea minunată. Amen. Îți mulțumim pentru mântuirea sufletului nostru. Venim și Te binecuvântăm, Doamne, pentru că s-a arătat dragoste pentru noi și în ziua de astăzi, pentru că noi putem să lăudăm numele Tău. O, Doamne, de aceea Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca să putem ține inima noastră larg deschisă la cuvântul Tău.
O, Doamne, îndepărtează de la noi orice alte preocupații, gânduri care ne-ar corupe de la lucrarea Ta, de la cuvântul Tău și ajută-ne, Doamne, ca noi să Te binecuvântăm pe Tine. Amen. În ziua de astăzi Te rugăm, binecuvintează cuvântul Evangheliei, Amen. Binecuvintează mesagerii de care Te vei folosi. Amen. O, Doamne, binecuvintează întreaga adunare. Amen. Fii prezent în continuare, Doamne, în întreaga adunare, căci avem nevoie de Tine. Noi Te binecuvântăm, noi Te slăvim și Te onorăm pe Tine, Domnul Slavei, Tată, Fiule și Duhul Sfânt în veci. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog să vă luați timp să vă salutați unii pe alții cu salutul Hristos a înviat. Binecuvântați-vă să creăm o atmosferă plăcută în casa lui Dumnezeu. Serviciul va continua așa cum Duhul Sfânt l-a rânduit pentru noi în această dimineață și numele Domnului să fie lăudat în veci. Amin. Lăudați să fie numele Domnului în veci de veci, amin. Și cred că nu este mult și încă o dată să răspundem acestui salut frumos care a răsunat pentru prima dată în țarina Olarului, acolo la mormântul pe care l-a dăruit Iosif, mormântul care era săpat pentru el. N-a știut că Dumnezeul Slavei va rândui ca acel mormânt să rămână neînchis și care nu se va închide niciodată. El este deschis și astăzi. Și cei care au spus poate pentru prima dată că Hristos nu mai e acolo, ei n-au spus soldații că a înviat. Au mers și au spus că a dispărut de acolo. Și de aceea zvonul răsună până astăzi printre iudei că au mers ucenicii și l-au furat. Ceea ce pentru ei era pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. Dar ca și astăzi și atunci, banii au rezolvat toate lucrurile. Dar mulțumim că pe Hristos nici banii, nici sigilul, nici piatra, nici fâșiile, nici răcoarea, nici alte lucruri nu l-au ținut acolo. Și de aceea putem spune în această dimineață, cu toată inima și din tot sufletul și cu toată gura, Hristos a înviat. Lăudat să fie numele Lui! Hristos a înviat! Hristos este viu! Hristos este Domnul! Lăudat să fie numele Lui! Îi mulțumim Domnului pentru această dimineață binecuvântată. Mulțumim Domnului că ne-ați schimbat viețile și așa cum a fost lucrarea și prin Duhul Sfânt, în această zi de nou început, putem să ne reînnoim legămintele. Uită-te unde ai știrbit-o, unde ai alunecat și vină înaintea Domnului cu recunoștință. Hristosul înviat, așa cum cântăm noi o cântare, Hristosul înviat e astăzi printre noi. Hristos cel înviat e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lăudat să fie Domnul! Cântă fanfara pentru slava Domnului, apoi cântă Cami și Raluca. Ascultăm apoi un poem recitat de Josh și Caleb Rogojan. Cântă apoi corul bisericii și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
Iisus iubiu în veci trăieste, lui Iisus slavă mărire, să-i cântăm neîncetat. Moartea el a biruit-o și iubiu cu adevărat. A înviat el Domnul slavei, porul morții el afrânt. A ieșit din grapăreță, din întunecat mormânt. A înviat, el viu trăiește, viața noi avem prin el. A ieșit din grapăreță, din întunecat mormânt. Eu e viu, e în mărire, la dreapta lui Dumnezeu, și ne așteaptă cu iubire în Ierusalimul său. Îți mulțumim, drag Iisuse, căci ai murit și ai înviat, și prin jertfa ta pe cruce, cu Tatăl n-ai împăcat. Amin.
Să fie Domnul. Din nou aș vrea să-mi dați voie să vă salut în numele Domnului Hristos, să vă urăm din toată inima un Paște fericit, o sărbătoare a Învierii Domnului Hristos în cele mai splendide condiții ale vieții, în casa Domnului și apoi în familiile dumneavoastră. Sărbătoarea aceasta aduce multă bucurie, speranță, nădejde și un viitor strălucitor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, copiii dumneavoastră, familiile, rudeniile și toți cei care sunt în jurul dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul! Suntem onorați să vă avem împreună cu noi în această dimineață de 5 aprilie 2015 la acest praznic, la această sărbătoare mare de tot pentru lumea creștină, inclusiv pentru noi. Dar viața aceasta pe pământ este scurtă și este plină de necazuri și sigur că bucuriile noastre sunt împletite cu întristările care Pavel le numește de o clipă ușoare, zice Pavel, în comparație cu bogăția harului Domnului nostru Iisus Hristos și apoi cu bogăția vieții veșnice și a tuturor răsplătirilor pe care Domnul o să ni le dea, dacă o să-L urmăm pe Domnul toată viața noastră, așa cum El dorește să o facem. Dragii mei, în ziua de ieri am aflat, soția mea a aflat și apoi ea mi-a spus că în ziua de vineri, mama sorei Estera Matei, care a fost de o perioadă de timp bolnavă, ea a fost pe lista de rugăciune a Bisericii Philadelphia de o bucată de timp, a plecat la Domnul în ziua de vineri, la vârsta de 83 de ani, a lăsat pe soțul ei, la o vârstă, mă gândesc, de vreo 85-86 de ani, și pe toți copiii ei, care majoritatea sunt în Chicago. Am dorit din toată inima să adresăm sincerele noastre condoleanțe sorei Estera Matei și fratelui Dorin Matei, soțul ei și întregii familii Matei. Dumnezeu să-i mângâie. Amin. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Despărțirea de mama sorei Estera și de mama soacră a fratelui Dorin și apoi, sigur, cei care sunt în Chicago sau nu numai în România,
trec în aceste zile au un praznic mai sumbru, mai umbrit, pentru că orice plecare sau despărțire de cei dragi lasă în sufletele noastre o dâră, o umbră de durere. Am dorit din toată inima ca învierea Domnului Hristos să-i ajute să treacă cu bine de această despărțire temporară de mămica, de mama, de bunica lor, pentru că noi credem o înviere a morților. O reîntâlnire cu cei scumpi și dragi care au plecat înaintea noastră în veșnicie. Dumnezeu să mângâie familia Matei și familia Aluculesei din Chicago. Dragii mei, să lăsăm dar aceste momente de tristețe și să trecem la cele frumoase, la evenimentele frumoase din viața noastră. De fapt, și plecarea în veșnicie este un eveniment frumos, de fapt, dacă ne gândim bine la el, dar mai frumoase sunt cele care noi le avem atâta timp cât noi ne bucurăm de viață. Familia Țicărat, fratele Traian și sora Maria, dacă au fost vreodată fericiți aici în America de când s-au mutat, eu cred că în zilele astea care au trecut, sau dacă aș vrea să spun în ziua de astăzi, sunt extrem de fericiți acești frați, această familie scumpă printre alte familii și toate familiile de valoare și scumpe din Biserica Philadelphia, pentru că fratele Traian și sora Maria astăzi și ieri și în zilele trecute, dar mai ales astăzi, vor avea o mare bucurie să fie cu toți copiii lor la masă, cu toți cei 6 copii pe care Domnul li le-a dat în familia lor. Ultima care a venit din România este sora Dina Pintilei, împreună cu soțul ei, cu Romi Pintilei, și împreună cu băiatul lor, cu Denis Pintilei. Aș vrea să-mi dați voie, în schimb, să citesc familia asta frumoasă a fratelui Traian și a sorei Maria, așa cum ei au venit în lumea umană. Primul care s-a născut este Daniel, împreună cu soția lui Cornelia. Aș vrea să vă ridicați la urmă toți, ok? Sau prima familie este Daniel, cel mai mare, împreună cu soția lui Cornelia. Apoi, a doua născută în familia Țicărat este Dina, împreună cu soțul ei Romi și cu băiatul lor Denis, care au venit în urmă cu câteva zile definitiv din România, în urma faptului că au aplicat în urmă cu 11 ani formularele ca să vină din România în America și Domnul a făcut ca de Paști în 2015 să fie împreună cu părinților și împreună cu frații și surorile lor de corp. Aș dori din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. A treia familie în familia Țicărat este Nicoleta și soțul ei Mirel. A patra familie este Adrian cu soția lui Dana și cei 4 copii ai lor. A cincea familie este Estera împreună cu Gianni Groza și cu cei 2 copii ai lor. Și a șasa familie este Flavius cu Ana Țicărat. Aș dori din toată inima acum și fratele Traian și sora Maria și toți acești copii, nurori și gineri și nepoți, ridicați-vă în picioare cu toții. Dacă sunteți amabili, cu toții să vă ridicați în picioare, frate Traian, ridicați-vă în picioare. Fratele Traian mi-a spus să stați în picioare, vă rog frumos, să nu-i aplaudăm. Așa mi-a spus fratele Traian, nu-i aplaudăm. Dar dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Spuneți încă un amin, vă rog frumos. Dumnezeu să binecuvinteze această familie frumoasă care Domnul a făcut să se întregească și fie împreună la aceste sărbători ale învierii Domnului Hristos din 2015. Slăvit să fie Domnul! Este o mare bucurie, oameni buni! Apoi, cu noi în această dimineață se află fratele Nick Herman, viitorul ginere al familiei Cornel și Lucica Talpeș. El este împreună cu părinții lui, cu Nicolae și Ecaterina,
și cu bunica lor Ana, toți vin din Pennsylvania. Vă rog din toată inima să vă ridicați în picioare și dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica să spună încă un amin. În al treilea rând, cu noi în această dimineață se află familia Teoș și sora Cati Tiriteu. Ei vin de la Biserica Betania din Chicago. M-am întâlnit cu ei joi dimineața în aeroport. Eu am zburat cu un avion, ei au zburat cu alt avion. Dânsii au venit la copiilor și la nepoți și la cuscri. Au venit la Lavinia și la Daniel Cordoneanu și la nepoților din această familie și la cuscrilor, la familia Cordoneanu. Au venit la Alex și la Edith Cristea și la cuscrilor, la familia Cristea. Vă rog să vă ridicați în picioare familia Tiriteu, sora Cati, frate Teo, sora Cati, Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica să spună încă un amin, vă rog frumos. Apoi, în al patrulea rând, cu noi se află familia Cioloș, Dorel și Lidia, împreună cu copiilor Sebi, Rebecca, Denisa și Emanuel. Vizitează familia Purcar pe fratele Nelu și sora Lidia, viitorilor cuscri, care vin din Nashville, Tennessee. Sunteți amabili să vă ridicați în picioare și dumneavoastră? Dumnezeu să binecuvinteze familia Cioloș! Amin. Viitorii cuscri a familiei Purcar, a fratelui Nelu și a sorei Lidia. Dacă mai sunt și alți oaspeți pe care nu i-am nominalizat, că nu știu de ei nimic, vă rog să vă ridicați în picioare, să vă binecuvântăm și pe dumneavoastră. Ia alți frați oaspeți, de unde veniți? Spuneți-ne tare, să auzim. Din Chicago. Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica să spună amin. Iubiților, aș dori din toată inima să-mi dați voie rapid să spun câteva lucruri. Ne vedem după masă la orele 5:45. Toți candidații care vor intra în apa botezului, care va fi anunțat data peste câteva luni, vă rugăm la sfârșitul serviciului divin de seară, în sala de mese, să vă întâlniți cu fratele Gabi Costea, care se ocupă de pregătirea candidaților de botez pentru următorul botez în apă. Primirea de noi membri o să facem în următoarele săptămâni. Toți cei care v-ați înscris și cei care doriți să deveniți membri de drept și de fapt al Bisericii Philadelphia, este o onoare pentru cineva să devină membru al acestei biserici frumoase din această parte a Americii. Vă rugăm să completați cererile de membru care le găsiți în holul principal al bisericii, acolo pe masa aceea. În duminica de 19, în weekendul de 19, începând cu joi seara 16, apoi vineri 17 și sâmbătă 18, duminică dimineața 19, o să avem un seminar frumos și foarte important de maturizare spirituală. Fratele Vali Văduvă vine din Detroit să țină aceste seminarii și va fi cu noi. Dumnezeu să binecuvinteze și această lucrare. Iar în seara duminicii de 19, cuvântul Domnului va fi predicat de fratele păstor Ștefan Crinișor de la Biserica Agape din California. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Apoi, în ultima duminică din 26 aprilie, la serviciul de seară, vom avea onoarea și bucuria să-l avem cu noi pe pastorul Petrică Lascău, care va veni să predice cuvântul Domnului la Biserica Philadelphia. Ridicați în picioare, aș vrea din toată inima să băgați în memoria dumneavoastră și să puneți la inimă următorul anunț. Noi ne-am hotărât ca în fiecare lună, în a treia duminică din lună, în principiu al fiecărei luni, în a treia duminică, să facem o strângere specială la serviciul de seară, să demolăm muntele împrumutul de la bancă cu banii care îi vom aduna. Mulțumim Domnului că în luna ianuarie, în luna februarie și în luna martie, cu ajutorul Domnului și cu ajutorul dumneavoastră, am adunat $50,000 și în anul acesta. Și muntele acesta, de la o lună la alta, de la un trimestru la altul, se face tot mai mic și nu ne vom lăsa până când îl vom demola complet,
pentru ca biserica să nu fie datoare la bănci, la bancar, și să putem folosi banii care îi dăruim Domnului în folosul lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Împreună cu grupul de laudă cântăm, serviciul va continua și numele glorios al Domnului Hristos să fie glorificat și înălțat. Și prin cântare, și prin vestirea cuvântului, și prin ascultarea cuvântului, dar mai mult, prin împlinirea cuvântului în viețile noastre, în fiecare zi. Doamne ajută! Amin. Amen, amen. Venit în lume ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota. Iisus Hristos ne-a vindecat. Ascultăm corul cântând pentru slava Domnului, apoi fratele Mirel Pal, laudă pe Domnul, grupul de laudă, cântă apoi fanfara și după aceste cântări, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Vasile Strâmbu, care va predica cuvântul Domnului, Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească pentru noi în această dimineață. Amin! Să cânte fanfara prima dată? Da! Dacă poate să cânte fanfara prima dată, ascultăm fanfara, Mirel Pal, grupul de laudă și apoi corul. Amin.
Ca să fie ajuns noi în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu a fost prezent aici. Dacă am venit cu îndoieli în dimineața aceasta pe ușa clădirii, pe ușa bisericii, Îngerul lui Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Și acest cuvânt este: vino și vezi. Ați putea să spuneți împreună cu mine și cu toți ceilalți: este viu? Amin. Haideți să cântăm din toată inima: este viu, este viu. Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține. Și azi e viu, e Domn și e Împărat. Amin. Azi Iisus în mormânt nu mai e înviat. Îngerii le-a vestit celor ce-l căuta. Cel pe care-l căutați, cum vedeți, a înviat. Nu-l căutați între morți, este viu cu adevărat. Este viu, este viu, Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține, și azi e viu, e Domn și Împărat. Este viu, este viu, Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține, și azi e viu, e Domn și Împărat. Ucenicii au vestit, vestea s-a împlinit, căci din morți, cum s-a spus, a înviat azi Iisus. Nici peceți, nici soldați, nici sobor, nici Pilat n-a putut acurma adevărul că a înviat. Este viu, este viu, Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține, și azi e viu, e Domn și Împărat. Este viu, este viu, Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține, și azi e viu, e Domn și Împărat. A înviat azi Iisus, e așa cum s-a spus. Un mormânt gol rămas, mărturiei și azi. Zor de zi ar răsar și o speranță prin har, că într-o zi vom vedea pe acel că a înviat. Este viu, este viu,
Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține și azi e viu, e Domn și Împărat. Este viu, este viu, Dumnezeu din morți l-a înviat. N-a putut mormântul al ține și azi e viu, e Domn și Împărat. Glorie Domnului, amin.
Cu tot respectul vă invit să ne ridicăm în picioare, cerându-mi scuze corului pentru căci, din nou, așa de repede trebuie ca să stăm în picioare, dar stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Sfânt al Scripturii în dimineața zilei de astăzi se găsește la pagina 1023, Evanghelia după Luca, capitolul 24, primele 8 versete. Începem cu versetul 1 și concludem cu versetul 8. Pentru toți cei ce aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, vă invităm cu respect să deschideți Cartea Domnului, așa după cum am spus, la pagina 1023, Evanghelia după Luca, capitolul 24, se află textul din dimineața zilei de astăzi. Ascultăm cuvântul Domnului. Învierea lui Iisus. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Vă rugăm respectos să reocupați locurile. Dumnezeu ne-a dăruit un har deosebit în dimineața zilei de astăzi. Ne-a oferit această binecuvântare ca să avem în noi viață, umblare și mișcare. Ne-a dăruit harul și ne-a binecuvântat cu o zi așa de frumoasă în orașul nostru, în locul acesta. Când m-am ridicat din pat și am ieșit afară, am observat parcă ca niciodată, căci totul zâmbește, totul este plin de viață, un soare strălucitor, un timp extraordinar. Mi-am adus aminte, căci totdeauna și în orice loc, Dumnezeu este Cel ce domnește, slăvit să fie numele Lui. Apoi ne-a dat harul să fim în casa Domnului la un timp binecuvântat. Începând de la ora de rugăciune și până în clipa aceasta, am fost binecuvântați de Domnul cu prezența Lui, cu cântări deosebite, cu harul Său în rugăciune. Ne-a onorat rugăciunile, trimețând pe Duhul Sfânt prin glas de prorocie și vorbindu-ne ce Dumnezeu avem, slăvit să fie numele Lui. Și acum am dorit ca să-i dăm o atenție deosebită și la ceea ce ar vrea cuvântul Domnului să ne învețe. Și permiteți-mi să binecuvintez pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Iar fiind în tonul sărbătorii acestea, am alături de toți frații slujitori care v-au salutat atât de frumos, dar aș vrea să vă readuc aminte ceva și eu sunt ferm convins că fiecare dintre dumneavoastră, părinții dumneavoastră, cel puțin când ați fost copii, v-au învățat ceva frumos și v-au spus ceva, să nu uitați niciodată, când cineva te salută, tu să răspunzi la salut. Și aș vrea să vă salut în numele Domnului, Hristos a înviat! Domnul să vă binecuvinteze! Frați și surori, eu cred că merită Dumnezeu ca să-i spunem din toată inima și cu gura larg deschisă, căci El este viu în vecii vecilor. Și harul Său este Cel ce ne-a fost dat și nouă în ziua de astăzi. Binecuvântat să fie numele Lui! Sărbătorim adevărat această sărbătoare, care istoric a avut loc,
aproape 2000 de ani, aproape 2000 de ani în urmă, dar care este tot atât de autentică și care are tot aceeași valoare și în ziua de astăzi. Chiar dacă, noi căutăm de multe ori să facem o diferență între cele 6 perioade extraordinare de viață a Domnului Iisus Hristos pe pământ și să o etalăm careva una mai sus ca cealaltă, chiar punând deseori întrebarea aceasta, cea mai importantă este, și nu cred că este atât de înțelept, pentru că aș vrea să vă spun, în planul de mântuire alcătuit de Dumnezeu pentru noi oamenii, Dumnezeu a rânduit toate aceste evenimente într-un mod atât de măreț, întrucât inima noastră și mintea noastră să se plece cu recunoștință, să-i se închine și să-i mulțumească. De n-ar fi fost învierea Domnului, de n-ar fi fost nașterea Domnului, n-ar fi existat viața Domnului ca exemplu de urmat și ca împlinirea voii lui Dumnezeu în totul și în toate. De n-ar fi existat împlinirea, trăirea sau trăirea Domnului Iisus, viața Lui pe pământ, într-un mod exemplar, n-ar fi existat o jertfă ispășitoare primită de Dumnezeu Tatăl ca răscumpărarea omului din păcat. N-ar fi putut să existe. Și dacă n-ar fi existat moartea Domnului Iisus Hristos, n-ar fi existat o înviere a Domnului Iisus care să ne rezulte și să ne dea nouă, tuturora, această mare bucurie, căci noi am fost justificați, am fost primiți de Tatăl înaintea Lui, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De n-ar fi fost o înviere, n-ar fi existat acel măreț eveniment de înălțarea Domnului Iisus la cer, care ne dă nouă de gândit și de înțeles, căci Hristosul nostru este Dumnezeu din Dumnezeu. Amin. Și El locuiește la dreapta Tatălui și de acolo a trimis pe Duhul Său cel Sfânt, care să fie cu noi și în noi, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și de n-ar fi fost o înălțare, n-ar fi o nădejde în revenirea a doua oară pe pământ pentru ridicarea răscumpăraților Săi, a Celui ce este Domn în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. De aceea, ca și credincioși autentici, ca oameni născuți din nou, toate aceste perioade de viață, din viața Domnului Iisus Hristos, noi le considerăm mărețe, binecuvântate și de Dumnezeu lăsate, slăvit să fie numele Lui. În tonul nostru, în sărbătoarea pe care noi o sărbătorim, ne ațintim privirile și ne îndreptăm și ne punem întrebări, că e normal să ne punem. Și prima întrebare care mi-am pus-o când m-am uitat peste textul acesta, mi-a venit în minte și mi-am zis, ce este învierea Domnului Iisus? Pentru creștinismul din zilele noastre de astăzi și pentru noi, ce este învierea Domnului Iisus Hristos? Iubiții mei, frați și surori, cu trist și parcă mâhnit în suflet, dar trebuie să spun, am descoperit, căci pentru mulți din zilele noastre de astăzi, învierea Domnului Iisus Hristos este doar o tradiție, implementată de clerici, de timp și de istorie, acoperită pe praful amintirilor și aducându-ne aminte doar când și când, lipsindu-ne relația reală cu Hristos cel viu. Și Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm că și pentru credincioșii noi născuți, învierea Domnului Iisus Hristos este o realitate vie, slăvit să fie numele Lui. Pentru alții, învierea Domnului Iisus Hristos este doar o idolatrie în care caută să-și etaleze abilitățile lor și imaginațiile lor, făcând tot felul de filme și de pantomime și de imaginații, scoțându-se în evidență nu pe Hristos,
și abilitățile lor. Trist! Noi nu avem de făcut nimic altceva decât de neplecat cu recunoștință și a recunoaște că Iisus a murit pentru noi și a înviat pentru că Tatăl ne-a primit pe noi. Slăvit să fie numele Lui! Pentru alții, tot cu tristețe vreau să vă spun și mâhnit, învierea Domnului Iisus Hristos nu-i decât un bisniț prin care își rotunjesc conturile lor personale sau conturile din congregațiile lor. Punând acolo tot felul de scene, vândând tot felul de obiecte care reprezintă sau vor ei să zică că ar reprezenta ceva de felul acesta, până acolo că cea mai dominantă confesiune religioasă creștină a ajuns să spună căci ei dețin giulgiul și acesta nu se poate cumpăra, că nu există valoare pe pământ. O cârpă. Vreau să vă spun, o cârpă. Valoarea valorilor este Hristos Domnul. Mărit să fie numele Lui. Și pentru aceștia a devenit doar un business. Trist vreau să vă spun că și noi de multe ori am îmbrățișat oameni care și-au făcut milioane și-au umplut cu zeci de milioane accounturile pe seama unor filme făcute pe durerea și necazul și marea batjocură și umilire purtată de Fiul lui Dumnezeu cu atâta smerenie și cu atâta dedicație, cu un scop bine definit, ca oamenii să fie salvați, păcătoșii să fie iertați și Dumnezeu să dăruiască mântuire în dar, slăvit să fie numele Lui. Aceștia am fost noi. Aceasta mi-a apărut în minte când m-am gândit și m-am pus întrebarea: ce este învierea? Dar ce este învierea Domnului Iisus Hristos pentru tine, un om născut din nou? Pentru un creștin autentic, ce este învierea Domnului Iisus Hristos? Și biblic, ce este învierea Domnului Iisus Hristos? Frați și surori, învierea Domnului Iisus Hristos este marea realitate care dovedește de-a lungul vremilor și a dovedit-o și va dovedi de-a lungul timpului, căci Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Slăvit să fie numele Lui! Nici o religie din lume nu poate să confirme lucrul acesta. Doar Biblia și credinciosul nou născut din Dumnezeu poate să aibă această certitudine, căci Dumnezeu, care în vechime era numit Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, și care noi îl numim Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este singurul Dumnezeu adevărat. Din tot universul acesta nu există altul. Ceilalți sunt doar idoli. Ceilalți sunt doar oameni muritori care într-o vreme au trebuit să asculte vrând nevrând chemarea făcută de Dumnezeu în Psalmul 90, care o spune Moise în rugăciunea lui: tu întorci pe oameni în țărână și le zici: întoarceți-vă, fii oamenilor. Ceilalți toți sunt doar oameni care i-au idolarizat, care alții au vrut să-i ridice la rang de Dumnezeu, fie Mahomed, fie Confucius, fie Brahman, fie oricine ar fi. Unul singur este Dumnezeu adevărat și acesta este Jehova, binecuvântat să fie numele Lui. Și au zis ce spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, în capitolul 2, cu versetul 6. Aș vrea să citesc și să vedem dacă puteți să-l puneți pe ecran. Îmi faceți un mare serviciu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc. Uitați ce zice acolo. Domnul omoară și El învie. El coboară în locuința morților și El scoate de acolo. Slăvit să fie numele Lui! Cine este singurul Dumnezeu adevărat? E Dumnezeul cel veșnic, cel viu! Slăvit să fie El în vecii vecilor!
Iar în Fapte, în capitolul 4, găsim aici o altă frumoasă afirmație pe care noi o vedem. De ce? Învierea este singurul lucru autentic care ne dovedește aceasta. Și aici Biblia spune în felul următor, în 4:10, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răzdignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, slăvit să fie numele Domnului. Iată ce ne arată Biblia, iată ce ne spune Biblia, căci învierea Domnului Iisus Hristos este marea realitate care dovedește căci Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel adevărat. Iar în 10:40, tot din Fapte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, slăvit să fie numele Lui. Aceasta este învierea Domnului pentru un creștin autentic, pentru un om născut din nou, născut din apă și din Duh. Și aceasta o dovedește Biblia. Apoi, învierea Domnului este cea care dovedește căci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și haideți să deschidem Biblia în Romani, în capitolul 1, și să vedem aici ce spune Biblia. Iată ce zice, ea privește cine? Evanghelia. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Dragii mei frați și surori, iubită biserică Filadelfia din Atlanta, aveți această convingere absolută? Aveți aceste dovezi de netăgăduit? Căci Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Ne-o spune Biblia, ne-a spus-o istoria, ne mărturisesc cu oamenii care au avut relații vie cu El. Ne spune Biblia că Iisus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care l-a înviat a treia zi după Scripturi și care este viu în vecii vecilor. Ne-au spus-o cei ce l-au primit, cei ce au mărturisit în apa botezului, căci ei au primit mântuirea și iertarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Ce este învierea pentru tine? Aș vrea, tânăr drag, poate că prea puțin mă înțelegi din câte îți spun, dar aceasta sunt sigur că înțelegi. Aș vrea să știi că și nu există alt Dumnezeu în tot universul, în cer și sub pământ nicăieri. Unul singur e Dumnezeu și acesta este Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și este un singur mântuitor și acesta este Hristos Domnul, Fiul Lui prea iubit, care El l-a înviat în a treia zi și a dat o dovadă de netegăduit, spune apostolul Pavel, filozofilor atenieni, cei mai filozofici oameni care dezbăteau orice problemă, numai pe Dumnezeu nu l-a acceptat. Și a zis, a dat o dovadă de tegăduit prin faptul că și l-a înviat din morți, slăvit să fie numele Lui. El este Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să-i fie numele. Și acum am vrea să ne întoarcem puțin la textul nostru pe care l-am citit și să parcurgem câteva etape prin care noi putem să învățăm ceva lucruri așa de frumoase. Și auziți ce ne spune Biblia aici, învierea lui Iisus. Dacă am realizat ce este pentru noi învierea Domnului, acum întrebarea pe care mi-o pun eu mie și aș vrea să o auziți și dumneavoastră, ce atitudini am sau cum întâmpin eu pe Hristos cel înviat? Ce atitudine am?
ce atitudine ai sau cum îl întâmpini pe Hristos cel înviat. Și primul lucru pe care noi îl descoperim aici, din textul nostru, este în versetul 1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață. Primul lucru și prima atitudine pe care noi și eu trebuie să am la întâmpinarea lui Hristos cel înviat este aceasta: interes și preocupare profundă față de persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul acesta dis de dimineață, care este scris aici, iubiți frați și surori, mie îmi dă de gândit foarte multe lucruri. Dar printre toate acestea aș vrea să amintesc unul. Cuvântul acesta dis de dimineață mie îmi dă de gândit căci în mintea acestor femei, în ființa lor, prioritatea cea mai importantă, locul cel mai dintâi din viața lor, din ființa lor, l-a avut întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta îmi dă mie de gândit și de aceea, pentru că ele aveau această prioritate, prioritatea aceasta nu le-a lăsat să stea nepăsătoare, nu le-a lăsat să stea într-o amorțeală și nu le-au lăsat nici să stea în voia timpului. Dacă o ploua, o fi bine, dacă nu o ploua iară, dar păi oricum or fi, noi tot ceva o să găsim. Nu așa, ci pe ele le-au pus pe gânduri. În vremurile acelea sunt sigur că nu existau ceasuri deșteptătoare, dar aveau ceva. Și aceasta eu știu că și voi ați experimentat-o cum am experimentat-o și eu. În ziua când vreau să fiu acolo dis de dimineață, să fiu primul și să acord acolo cel mai important lucru în ființa mea, toată noaptea nu există un somn adânc, ci există un somn care este foarte tresăltant. Parcă din ceas în ceas mă gândesc, vine avionul, trebuie să-l prind. Dacă mă duc într-o călătorie lungă, am un meeting important, trebuie să fiu acolo. N-am nevoie de ceas deșteptător. E adevărat sau nu? Aveți nevoie de aceasta? N-ai nevoie de aceasta. Când focusul tău, când profunda ta, profundul tău interes este întâlnirea cu Domnul, tu nu vei sta nepăsător și nu voi sta nepăsător, ci totdeauna vom fi cei care vom fi primii în fapte bune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne dea această biruință. Iar în Psalmul 5, versetul 3, haideți să citim să vedeți ce frumos spune Biblia aici, ce frumos spune psalmistul de lucrul acesta. Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, frați și surori, mă gândesc de multe ori la mine, cum întâmpin pe Hristos cel înviat când dimineața nu-mi fac timp să mă nasc glasul către El? Când dimineața nu-mi fac timp să stau de vorbă cu El 2 minute? O, Doamne, ajută-mă! Dă-mi putere ca aceasta să fie prima prioritate în viața mea, căci este o zi când trebuie să mă întâlnesc cu El, slăvit să fie numele Lui. Și este o zi în care, așa cum a spus Iov, ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru aceasta tu trebuie și eu trebuie să am un interes și o preocupare profundă față de El și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, noi trebuie să avem o pregătire în care, în toate lucrurile, și să-L căutăm pe Domnul și împărăția Lui. În Psalmul 105 cu versetul 4, Biblia spune în felul următor, și dacă puteți să ne-l puneți pe ecran, să-l citim de acolo: alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta! Dumnezeu să ne dea harul acesta, să alergăm la Domnul și la sprijinul Lui și să căutăm necurmat fața Lui.
Pentru că în Luca, în capitolul 12 cu versetul 31, Domnul Iisus Hristos ne spune și ne recomandă și spune în felul următor: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Slăvit să fie numele Domnului! Iubiții mei, frați și surori, cum îl întâmpinăm pe Domnul? Cum sunt eu cel ce vreau să întâmpin pe Hristos cel viu, căutându-L și având un interes profund? Doamne, ajută-ne la aceasta! Al doilea lucru pe care noi îl descoperim aici, în acest text pe care l-am citit și pe care vreau ca să ne uităm la el, se găsește tot în acest verset, în versetul care spune, tot în versetul 1, partea a doua. Și zice în felul următor, îl citesc întreg, dar accentuez partea a doua. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătisere. Și Domnul să ne ajute, frați și surori, cum am venit să întâmpinăm pe Domnul? Cum am venit să întâmpinăm pe Domnul? Și haideți să vedem ce ne spune Marcu în capitolul 16. Și aici vedem iarăși un lucru pe care am vrea ca să îl vedem. Și zice Biblia în felul următor, în Marcu, care zice așa: după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirese ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Aici evanghelistul Luca ne spune că ele au venit și au adus miresmele care le pregătisere. Iubiții mei, frați și surori, pe Domnul Iisus Hristos cel înviat, dacă vrei să-L întâmpini și să vrei și ai această dorință, aș vrea să spun că trebuie să fii pregătit. Aș vrea să spun că trebuie să fii pregătit. Nu știu în ce va consta și tu știi bine și eu pot să spun lucrul acesta în ce constă pregătirea ta, dar vreau să-ți spun că înaintea Domnului Iisus Hristos, cei neglijenți, cei nepăsători, cei dezinteresați nu pot să se prezinte. Nu au cum să se prezinte, pentru că nu este aceasta calea care trebuie și prin care și metoda prin care trebuie să ne prezentăm, ci noi trebuie să fim pregătiți și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și auziți ce spune Biblia? Noi trebuie să fim pregătiți, fraților, în o armonie și în moralitate. Așa ne cere Biblia. Eu când vreau să mă înfățișez înaintea Domnului cel înviat, eu trebuie să fiu în armonie cu toți. Eu trebuie să fiu în moralitate, un om care să trăiesc frumos. Și deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 1 și cu versetul 17 și vom vedea aici această frumoasă afirmație pe care Biblia ne-o cere și ne spune și zice în felul următor. Haideți să citesc de la versetul 16. El va întoarce pe mulți fii, pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un rod bine pregătit de El. Haleluia! Iubiți frați și surori, putem să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul! Pregătirea mea și a ta, când mergem înaintea Domnului, trebuie să fie o pregătire care să constea în armonie, în familie. Nu pot să plec certat de acasă și să zic că mă întâlnesc cu Domnul. Nu-i corect! Nu aceasta-i calea! Lasă-ți darul la altar, du-te, împacă-te cu fratele tău și apoi vino și întâlnește-te cu Hristos cel viu, slăvit să fie numele Lui.
apoi trăind o viață de moralitate, umblând cu înțelepciune, căci aceasta este voia Dumnezeului nostru cel viu, slăvit să fie numele Lui. Pregătirea de o viață întreagă ne tot pregătim și nu va este mult și Domnul nostru vine, slăvit să fie numele Lui. Apoi noi trebuie să avem o pregătire în neprihănire. Isaia 57, versetul 14 și 15 ne descrie lucrul acesta și am vrea să-l citim, să vedem aici cât de frumos ne spune Biblia și zice în felul următor, 57, Isaia, versetul 14, 15, și el zice, croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu, căci așa vorbește cel neprihănit, cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Auziți, frați și surori, noi trebuie să luăm orice piedică, tot ce există în cale care ne-ar mai fi o potignire, le dăm la o parte, pentru că este o zi când noi ne vom întâlni cu Domnul, cu Mântuitorul nostru. Și întâlnirea aceasta, frați și surori, nu este arbitrară dacă vreau mă întâlnesc sau dacă nu, ci aceasta este un deziderat. Întâlnirea cu Domnul este un deziderat, este obligatorie. Și aduceți-vă aminte ce spune Amos 4, capitolul, versetul 12, în jos, acolo spune, și pentru că am să-ți fac aceasta, Izraele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iar 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, acolo spune în felul următor apostolul Pavel, nu uitați, este o zi și ziua aceea vine, când toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Iisus Hristos și să dăm socoteală de tot binele sau răul pe care l-am făcut când vom trăi în trup. Cum suntem noi gata să-L așteptăm pe Domnul? Să ne ajute Domnul să-L așteptăm cu fapte sfinte, așa cum se cade oamenilor care spun că sunt mântuiți. Iar în 62, versetul 10, 62 din Isaia 10 și 11 spune în felul următor, treceți, treceți pe porți, pregătiți calea poporului, croiți, croiți drum, dați pietre la o parte, ridicați un steag peste popoare. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată, Mântuitorul tău vine, iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Slăvit să fie numele Domnului! Lăsați acolo acest verset, să-l memorăm bine. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată, Mântuitorul tău vine. Iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Slăvit să fie numele Domnului. Cum te vei prezenta și cum mă voi prezenta? Având un interes deosebit, având o pregătire autentică și riguroasă pentru a-L întâlni pe Domnul care va veni, slăvit să fie numele Lui. Timpul se duce și s-a parcurs și aș vrea să vă spun o întâmplare cu care aș vrea să... Sunt multe puncte prin care noi putem să înțelegem de aici. Avem aici întâlnirea dată de Domnul femeilor în Galileea. Și ne punem întrebarea, de ce nu în Ierusalim și de ce în Galileea? Aș vrea să vă spun un singur lucru. Aduceți-vă aminte de Galileea. Galileea a fost locul unde Domnul Iisus Hristos a chemat pentru prima dată ucenicii. Acolo a fost locul unde i-a chemat prima dată și a zis, Petre, vino după mine. De astăzi am să te fac pescar de oameni. De ce Galileea? Să te ducă cu gândul înapoi la ziua când l-ai întâlnit și l-ai primit pe Domnul. Cum l-ai primit pe Domnul? Și cum ai stat înaintea lui cu toată frica, cu tot cu temurul? Și ai zis, nu mai vreau nimic,
te vreau doar pe tine. Acolo vrea să ne întâlnească El din nou. Apocalipsa, capitolul 3. Adu-ți aminte de dragostea din tâi. Întoarce-te. Pentru ce? Pentru că El vine și te vrea mântuit, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, am făcut o afirmație și vă spun că e reală. Cei dezinteresați, cei nepăsători, cei care n-au niciun fel de interes de mântuire, nu se pot aștepta la nimic. Am citit într-o carte, nu pe internet, am citit într-o carte o întâmplare care mi-a mișcat inima. Este vorba despre președintele Nixon când a fost în mandatul lui de președinție și a făcut o vizită în Los Angeles. Și a anunțat vizita, că va avea o vizită în Los Angeles. Toată media orașului a pus aceasta și a anunțat pe data când va veni președintele să viziteze orașul lor. Într-o casă, din multele și milioanele de case care sunt în Los Angeles, era o familie care avea un copil olog și care toată viața lui și-a trăit-o într-un cărucior cu rotile, pironit într-un pat. Tristă și marea durere era faptul că băiatul acesta, în vârstă de între 12 și 14 ani, a fost lovit și de o boală de cancer, cu un cancer. Și el, uitându-se din patul lui la news, auzind așa asta, cel ce a făcut news a spus: dacă aveți probleme și doriți ca să adresați o întrebare sau o dorință președintelui, aveți prilejul de data aceasta. Copilul acesta a chemat pe tatăl său, i-a cerut tatălui un pic și o scrisoare și o hârtie, a scris o scrisoare celor de la ziar și de la media și a zis așa: sunt bab, am vârsta de, locuiesc pe data de, infirm de ambele picioare, toată viața mi-am trăit-o aici în cărucior și în pat. Mai mult de atâta, sunt lovit de o boală incurabilă, un cancer, se va sfârși și viața mea în curând. Am auzit că vine președintele și aș vrea să-l văd. Asta mi este singura mea dorință, să-l văd și eu față în față. Și-a trimis scrisoarea, au citit-o și părinții, au văzut-o și ei și-a trimis-o. După ce a trimis-o, bineînțeles că cei de la media au mai adăugat ceva pentru a produce o emoție, o stare emoțională mai bună. A ajuns pe biroul lui Nixon. Nixon a luat scrisoarea, a citit-o și a pus-o în buzunar. A venit ziua vizitei și a ajuns cu avionul prezidențial în Los Angeles. A fost întâmpinat de guvernator, a fost întâmpinat de maiorul orașului și de toți că cei ce îl însoțeau. După ce s-a dat jos din avion și a făcut tot mersul acesta de primire, s-a urcat în limuzina lui, înconjurat de ceilalți care îl păzeau și de șofer, a scos plicul din buzunar, i-a dat celui din dreapta șoferului și a spus în felul următor: ține cont, la adresa aceasta trebuie să ajung prima dată. Prima dată trebuie să ajung la adresa aceasta. Au făcut ei ce au știut, nu știu dacă aveau GPS-uri în vremea aceea, dar au găsit imediat. Și când au dat de stradă, mașina lui a ieșit din coloana prezidențială și a făcut-o la dreapta, a intrat pe stradă. A ajuns în dreptul casei și acolo a întors, s-a dat jos el și a bătut la ușă președintele în persoană. Și dinăuntrul casei, o voce morocănoasă a unui om cu mai multe kilograme peste normă, cum avea, stând și mâncând semințe nepăsător, uitându-se la un televizor, îi spune cu o voce destul de rigidă: come in! Adică intră! A intrat, a deschis ușa și prima lui adresare a fost aceasta: unde-i bab? A zis: în camera de alături. S-a dus și a deschis ușa și l-a găsit pe bab în pat. S-a plecat președintele spre el, l-a luat în brațe, l-a strâns și a zis: bab, am primit scrisoarea ta și am ținut cont să vin și să mă vezi. Am venit, zice: ce ai vrea să-ți fac? O zis: nu mai vreau nimic, aș vrea doar să am câteva momente cu tine. La care președintele l-a luat în brațe, l-a dus în limuzină
și a spus celor ce vreau să fac o plimbare cu el câtva timp aici. A fost cea mai mare onoare pentru el, pentru acest copil, după care l-a dat în mâna altora și el și-a urmat vizita. Aceștia au cumpărat toate cele de nevoie și l-au dus acasă. Când l-au dus acasă, au găsit și pe acești oameni nepăsători. Își pregătise camera, își pregătise și ei lucrurile acolo și au crezut ei că mai vine președintele. Dar când au deschis ușa, n-a mai fost el. A fost Bob însoțit de câțiva oameni de-a lui Nixon. Și atunci tatăl lui l-a întrebat, dar zice, președintele n-a venit. Și ei au spus, ne pare rău, nu mai vine. Frații mei, de ce m-a pătruns pe mine lucrul acesta? Aș vrea să vă spun, Iisus vine iar. Fii atent, nu sta nepăsător, căci numai odată mai vine. Ținta noastră este ce spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor. Toți cei ce au adormit, acolo e ținta noastră finală și cei ce suntem în viață. Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh, slăvit să fie numele Lui. Domnul să fie Cel ce să ne ajute și să învățăm din toate. Pentru acești oameni, deja au început să plângă și el și mama lui, n-a mai avut șansa nici o vorbă să-i zică lui președinte. Aduceți-vă aminte, Iisus Hristos trăiește, e viu, El vine iar, amin. Lăudat să fie Domnul! Iubiților, ne pregătim să încheiem prima parte a sărbătorii noastre de astăzi. Rog grupul de laudă să se pregătească să vină aici în față. Aș vrea să vă spun, Hristos a înviat din morți. Amin. Dumneavoastră credeți că Hristos a înviat din morți? Amin. Puteți să spuneți un amin. Amin. Dragilor, că noi spunem un amin sau că nu spunem, că noi credem sau nu credem, Hristos a înviat din morți. Problema mare care se pune astăzi, acum și aici, este dacă noi am înviat împreună cu Hristos. Și aș vrea, înainte ca să cântăm cu grupul de laudă, dacă sunteți amabili, să puneți pe cele trei scrinuri primele patru versete din Coloseni, capitolul 3. Sunt foarte importante aceste patru versete din Coloseni, capitolul 3. Le citim împreună și apoi vom sublinia trei lucruri și apoi vom cânta împreună cu grupul de laudă și vom încheia cu rugăciune. Dacă deci, spune Pavel aici, ați înviat împreună cu Hristos. Asta este întrebarea mare în dreptul meu și în dreptul fiecăruia care se află aici și în dreptul fiecăruia care se uită la noi pe internet sau care este într-o altă biserică neoprotestantă în această dimineață. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, este întrebarea majoră, nu punem întrebarea a înviat Hristos sau n-a înviat. Hristos a înviat. Întrebarea care se pune, am înviat noi împreună cu Hristos? Și ca să răspundem la această întrebare, dacă noi am înviat împreună cu Hristos, spuneți versetul 4, vă rog. Versetul 3 din capitolul 3 din Coloseni. Auziți? Cei care au înviat împreună cu Hristos, spune Pavel, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și biserica ar trebui să spună amin. Știți cine poate să spună aici amin? Cei care au murit împreună cu Hristos. Romani, vă rog, capitolul 6, versetul 4. Puneți, vă rog, Romani 6 cu 4. Thank you dacă îl puneți cât mai repede. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, auziți? Prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă, o viață vie, mărit să fie Domnul.
Prima condiție, deci, ca noi să înviem împreună cu Hristos este ca noi să murim împreună cu Hristos. Amin, biserică? Să murim împreună cu Hristos. Condiția numărul 2 o găsim în versetul 2 din Coloseni, capitolul 3. Vă rog, puneți pe cele 3 screen-uri versetul 2 din capitolul 3 din Coloseni, vă rog mult. Ascultați ce spune versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Cei care au înviat împreună cu Hristos nu se mai gândesc la lucrurile de pe pământ, ci se gândesc la ce se gândesc? La lucrurile de sus. La lucrurile de sus. Mărit să fie Domnul! Și apoi aș vrea să pune și versetul 1 din nou pe cele 3 screen-uri și ascultați acest verset. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați în al treilea rând, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Oameni dragi, în aceste 4 versete, noi găsim 3 condiții mari de tot. 3 condiții care ne califică pe noi, dacă noi cu adevărat putem să sărbătorim și la drept și la figurat în dimineața aceasta de 5 aprilie 2015, învierea lui Hristos. Păi noi putem! Ridicați în picioare, vă rog frumos, înainte ca să ne pregătim să cântăm. Vă rog să rețineți, vă rog să reținem, eu și cu dumneavoastră. Noi putem să cântăm, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând. Știți când? Când noi am murit împreună cu Hristos și am fost ascunși în Hristos. Așa cum noi am citit în Romani, capitolul 6, versetul 4, 2. Versetul 2 din Coloseni, capitolul 3, când noi ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și în al treilea rând, dacă noi umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, puneți pe cele 3 scrinuri, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, urmăriți lucrurile de sus, după care noi ar trebui să umblăm. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Să fie Domnul! Biserică, să fie Domnul! 3 condiții mari și importante pentru mine care vă vorbesc. Și pentru dumneavoastră care sunteți pe platforma asta și ați cântat. Și pentru dumneavoastră care sunteți în sanctuarul ăsta. Și pentru cei care ne urmăriți pe internet. Da! Noi am murit împreună cu Hristos. Da! Noi umblăm împreună cu Hristos. Da! Noi ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dacă așa este viața noastră, atunci și numai atunci, așa! Și numai așa, noi am înviat împreună cu Hristos. Oh, Doamne, fă lucrarea aceasta o realitate în viața mea. Oh, Iisuse, fă o realitate lucrarea aceasta în viața tuturora care suntem aici. Amin, amin. Și acum vă invit din toată inima, dar să cântăm din toată inima cântarea pe care grupul de laudă o să o prezinte. Cu toții mulțumim Domnului pentru tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi în această dimineață. Iar în finalul rugăciunii, vă rog să duceți un microfon la fratele Romică Marina din Deva. Frate Romică, unde ești? Vreau să te vedem. Este acolo undeva, pe la mijloc. Ok. Cântăm cu grupul de laudă, ne rugăm împreună, duceți un microfon la fratele Romică și apoi vom încheia cu rugăciune și așa vom sfârși dimineața aceasta de Paști. Slăvit să fie Domnul, lăudat să fie Cel înviat din morți. Aleluia! Iisus Cel înviat de astăzi printre noi, Iisus Cel înviat de astăzi printre noi, Iisus Cel înviat de astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă.
face și astăzi minuni. Iisus cel înviat face și astăzi minuni. Iisus cel înviat face și astăzi minuni. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Iisus cel înviat curând va reveni, Iisus cel înviat curând va reveni, Iisus cel înviat curând va reveni, Iisus cel înviat curând va reveni. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Vă rog să nu vă gândiți la prăjituri și la sarmale, să nu vă gândiți la supe și la cărnuri, să ne gândim la Iisus care a murit și a înviat. Amin. Să lăsăm ca Duhul Sfânt care l-a înviat din morți să ne învie și pe noi din morți. Amin. Pentru că astăzi experimentăm lucruri nemai întâlnite în istoria omenirii. Niciodată sub soare și sub bolta aceasta n-a fost o stare de păcat la o înălțime mai mare cum este în toată lumea. Și din păcate și din nefericire, cum este păcatul acoperit și cum s-a instalat în așa zisele biserici neoprotestante. O, Doamne, scoate păcatul din noi, scoate poftele firii pământești din noi, scoate lumea din noi, Iisuse, învie în noi, trăiește în noi și ajută-ne să trăim prin Tine o viață nouă. Cu toții plecăm capetele noastre și nu vă grăbiți în rugăciune. Stați înaintea Domnului! Am avut o săptămână de post și de rugăciune, biserică! Și ar trebui să ne rugăm în clocot! O, Rabasanta Namalahava! Măriți să fie Domnul! Aceasta este Biserica lui Hristos și în Biserica lui Hristos Duhul Sfânt este la el acasă. Biserica asta nu are învățătura că în biserică nu ai voie să vorbești în alte limbi. Bisericele unde nu se practică vorbirea în alte limbi, alea nu sunt bisericile apostolice, nici penticostale. Alea sunt bisericile oamenilor. Eu aș vrea din toată inima biserica asta să fie Biserica lui Hristos. Vrei și dumneavoastră? Să ne rugăm prin Duhul Sfânt, dar să ne rugăm prin Duhul Sfânt și apoi prin fratele Romică Marina din Deva încheiem cu rugăciune dimineața aceasta și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Lăudat să fie Domnul, Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se sfântă voia.
Doamne, Tată veșnic, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care l-a înviat din morți. Amen. Îți mulțumim, Tată veșnic, că și ne-ai chemat la viață prin Domnul Iisus. Amen. Îți mulțumesc că și ne-ai dat viață din viața Ta, Doamne, și avem viață datorită Domnului Iisus. Îți mulțumim, Tată sfânt și veșnic, căci în bunătatea Ta sfântă Tu ne-ai dat puterea trăirii cuvântului Tău. Doamne, Te rog să umpli inimile noastre cu puterea Ta sfântă, să putem trăi cuvântul Tău, Doamne. Am ascultat cuvântul Tău în ziua de astăzi, fă-L roditor în inimile noastre, să trăim dumnezeiește pe pământul acesta. Doamne, să putem aștepta revenirea Ta, să putem să ne bucurăm de veșnicie împreună cu Tine. Te rog, Iisuse, Doamne, călăuzește-ne la casele noastre. Te rog să rămâi ocrotirea noastră, ajutorul și Dumnezeul nostru. Fie binecuvântat în numele Tatălui, Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Încă o dată vă dorim un Paște binecuvântat, o sărbătoare a Învierii Domnului Hristos plină de bucurie, poftă bună la masă. Ne vedem după masă la orele 6:15. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin!